Omenescul furnicar, un mușuroi, ne bălăcim cu toții în noroi. Dar unde sunt zăpezile de altă dată? Se vor întoarce ele vreodată? Când omului e dat din fire să-și caute partea de iubire și nu găsește niciodată, unde-s zăpezile de altă dată? Când este trist și amărât și îndurerat, biet suflet pustit, adânc îndurerat, și nu-și găsește liniștea îndată, unde-s zăpezile de altă dată? Când vezi minciuna cum se lăfăiește și spurcă ce-i frumos și totul murdărește, nu te cuprinde revolta deodată? Unde-s zăpezile de altă dată? De când suntem aici, pe pământ, mereu am căutat un lucru sfânt. De aceea întrebarea mă chinuie avan. Mais où sont les neiges d'antan? Thank you.
Ileana! Ce bine-mi pare că te văd! Bună, Ileana! Bună, draga mea! De sărbători ne întâlnim cu prieteni dragi! Da, și ce se mai întâmplă de sărbători? Ia să vedem! Multe lucruri frumoase! De sărbători se întâmplă lucruri magice! Minuni! Da! Minuni. Dar spune-mi tu, Ileana, draga mea, ce ți se pare ție că lipsește anul ăsta? Anul ăsta lipsește zăpada. Zăpada, așa da, este. Lipsește zăpada. Din păcate lipsește zăpada, dar să știi că eu m-am gândit să-ți fac o bucurie, da? Și să încercăm să aducem zăpada aproape. Se poate? Cu o poezie. Da, da, vreau, vreau. Hai, te rog, spune-mi o poezie. Ce frumos. Da, tu nu știi. Dar a fost odată, așa, o căsuță fermecată. Ce frumos! Și în căsuță o fată mică. Așa ca mine? Nu, și mai mică, da? Un pisoi și o bunică. Ce frumos! Și într-o iarnă, într-o seară, fata s-a uitat afară și a văzut cum prin perdea stelele râdeau de ea. E frumos, mai spune. Dar pe drum cotit și nins, umbra sură s-a desprins și un voinic abia de-o șchioapă înnotan o măt ca în apă. Și proptindu-se în toiag, un toiag mai înalt ca el, a început să cânte în prag, tremurat și subțirel. Dormi? Nu, nu, spune-mi, ascult. Și nici n-am prins de veste. Ușa s-a închis cu cheia. Focul pâlpâie scânteia, iar povestea nu-i poveste. Eu eram fetița aceea, iar bunica nu mai este. E frumoasă povestea. Îmi place tare mult. Știi, de sărbători, așa, se întâmplă minuni. Întotdeauna. Și am auzit că chiar și noi putem face minuni dacă suntem buni și dăruim. Așa trebuie să fim de sărbători și nu numai de sărbători. Da. Tot anul trebuie să fim buni și cu ajutorul nostru minunile se pot întâmpla. Da, așa e. Da. Oana, da, vreau să-ți spun și eu o poezie. Știi să-mi spui o poezie? Da, o știu de când eram mică. Mi-a spus-o bunica mea. De-abia aștept să o ascult, Ileana. Da, așa. Afară-i frig și iarna-i grea și suflă vântul tare. Mitică-i mic și e orfan și foc în vatră n-are. Tăticul lui e mort de mult, iar mamă s-ai săracă. El, bietul, e flământ și gol și nimeni nu-l îmbracă. O haină caldă, ori un dar din mâna noastră mică, ce repede ar alina durerea lui Mitică. Voi, dragi copii, cu suflet bun, ce aveți părinți cu stare, gândiți-vă la cei săraci și dați la cel ce n-are, pentru că așa se întâmplă magia și minunile sărbătorilor, dăruind. Știi, Oana, eu am auzit că există cineva care face cadouri tuturor oamenilor de pe pământ. Cine?
Tu nu știi? Nu! N-ai auzit de el? Eu am auzit, dar ascultă-mă. Da. Cel mai bine cred că ne poate spune Robi. Robi? Hai să-l chemăm. Hai să-l strigăm. Robi! 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 Unde ești? Unde e? Robi! Uite! Robi! Hai te rugăm frumos! Spune-ne! Spune-ne și nouă! Spune-ne! Vreau să aud! Moșul face cadou tuturor copiilor. Da! Moșul! Nu știe cum s-au purtat copiii și care s-au purtat frumos primesc cadouri mai frumoase. Adevărat? Da. Și cum știe? Îți spun acum. Da. Ia. Dragi copii din țara asta, da, vă întrebați voi cum se poate Moș Crăciun de acolo din ceruri să le știe toate. Toate. Chiar cum? Uite acum vă spune Badea. Iarna noapte, pe zăpadă, el trimite câte un înger ca să vină să vă vadă. Îngerii se uită în casă, văd și spun. Iar moșul are colo în cer, la el întindă, pe genunchi, o carte mare. Cu condei de argint el scrie ce copil și ce purtare. Și uite așa, va ști și moșul că-i și rep, nevoie mare. Da! Bravo! Mulțumesc frumos! E foarte bun, moșul aduce cadouri tuturor copiilor. Îți mulțumesc! Povestea fulgului de nea. Era odată de mult, de mult, de mult, tare de mult, o fetiță. O fetiță de o frumusețe rară, cu ochii luminoși și blânzi, cu mâinile fine și catifelate și cu părul lung și mătăsos, ca atunci când mergea atingea pământul. Mama ei era ziua și tatăl ei era noaptea. Iar fetiței îi dăduseră numele Teroa. De ce Roa? Pentru că avea chipul limpede ca un strop de apă. Părinții o iubeau pe Roa ca pe lumina ochilor din cap și aveau foarte mare grijă de ea. O scoteau la plimbare numai dimineața și seara. Iar fetița mângâia florile și vorbea cu toate vietățile. Într-o zi, tatăl ei i-a spus: să te ferești însă de razele soarelui, căci atunci când te vor atinge, vei fi pierdută. Zi după zi, dorința ei de a se plimba în lumina soarelui devenea tot mai puternică și, uitând de sfatul tatălui său, ieși afară și începu să alerge fericită de colo-colo. Deodată, vrând să se oprească, simți că nu mai atinge pământul. Fetița strigă fericită:
Ce frumusețe! O să ajung la soare! O să povestesc mamei tot ce am văzut! Dar roua urca tot mai sus, tot mai sus, tot mai sus și începu să-i fie frig. Se ghemui, dar frigul era tot mai mare și simțea că se îngreunează ca atunci când cineva i-ar fi atârnat ceva de picioare. Uitându-se în jur, nu văzu nimic afară de un palat de apă și praf. Era palatul lui Nor Cenușiu. Peste ea năvăliră o mulțime de copii care erau și ei niște norișori mici, mici, mici de tot, ce se amestecau unii cu alții. Abia și-a găsit loc că a apărut Nor Cenușiu tunând și fulgerând. Nor Cenușiu le spuse norișorilor: să vă duceți și să adunați multe picături de apă, fiindcă pe pământ e nevoie de ploaie. Unul dintre norișori spuse mândru că el a găsit o picătură și o arătă pe roa. Fetița a început să țipe că ea nu rămâne la ei, dar absolut nimeni nu asculta. Toți norișorii împreună cu fetița au ieșit afară, unde l-au întâlnit pe Șuierăvânt, care i-a luat pe aripile lui, ducându-i tot mai sus, pe drum. S-au întâlnit și cu Vâjâievânt, care o căuta pe roa să-i o ducă lui Gernă Praznic. Lui Gernă Praznic, ca să-i aprindă pipa și să-i scuture barba de brumă. Vâjâievânt o smulse pe fetiță și o duse la palatul de gheață lui Gernă Praznic. Când o văzu pe roa, o trimise să ia un pieptene și să-i scuture bruma din păr. Fetița a început să-l pieptene, dar nu știu cum se făcea că lacrimile i se rostogoleau pe obraz. Ca să scape de ele, Gernă Praznic suflă și le transformă în puf de puf de brumă, care îi se lipea pe față, pe gât și pe rochiță. Fata deschise geamul, iar bruma a fost luată de vânt și dusă pe pământ. Privea după ea și dorul de casă îi săgetea inima. Fără să stea pe gânduri, se aruncă și ea pe fereastră. Gernă Praznic îl chemă pe Vâjâievânt și spuse: aleargă după fată, de n-o poți prinde, suflă peste ea și îngheață-i trupul. Văzând că nu o poate ajunge din urmă, începu să sufle cu putere spre ea. Cu ultima putere, fetița spuse: n-am să te las, moșule, să îngheți pământul. Nu, n-am să te las. Tremurând, își prinse rochița ei frumoasă cu mâinile și o întinse ca să apere pământul. Dar să-l apere de gelul năpraznic, iar rochița se prefăcu în fire sclipitoare de zăpadă care au acoperit pământul. Și dacă priviți cu atenție, cu mare atenție, fiecare fulg de zăpadă, în el veți vedea ochii strălucitori ai fetiței Roa, care zâmbește cu drag tuturor copiilor și îndeamnă la joc. Sfârșit. Thank you.
Iarna, în lumina albastră a ragazului, stăm în bucătărie. Vorbim discuții până dimineață. Focul albastru pâlpâie în cele patru ochiuri și noi stăm cu paharele aburite în mâini și ne privim în ochi. Și ne apuc așa, ne cuprinde un farmec. Vorbim în semi-întuneric. Ne spunem ce n-am visat să ne spunem vreodată. Privim focul albastru cu firișoare roșcate, simțim căldură. Ne apucăm câteodată de mâini și nu știm ce să ne mai spunem. Și apoi începem iar cu situația sau cu autoanaliza sau cu fiecare care vrea să spună ce vrea. Geamurile înghețate până sus le mai deschidem câteodată când se face prea cald. Și atunci aerul negru de afară se umple de aburi. La lumina albastră a ragazului, bucătăria noastră se face și mai mică. Ne îmbracă strâns. Și apoi vorbim discuții și suntem unul singur și suntem cu adevărat unul singur. Pune aripi. Am strigat spre îngerul ce mă ținea când îmi vâra aripi cu forța și în umeri mi le îndesa. Nu vreau! Dar el cu o răbdare pe care numai îngerii o au, nu mă lăsa. Deși din ele spuneam că nu știu cum să dau. N-auzi! Tocmai cu mine, nu fi așa neîndurător.
Nu le strica, le pui zadarnic. Eu niciodată n-am să zbor. Ești surd? L-am zguduit lovindu-l, dar el tot mai aprins lucra. Știa că voi avea nevoie. Știa că odată voi zbura. Eu te-am iubit. Și poate că iubirea în suflet încă nu s-a stins de tot. Dar nici neliniște și nici tristețe ea nu îți va mai da așa socot. Fără cuvinte te-am iubit, fără nădejde, de celuzie, de sfială chinuit. Dea Domnul să mai fi cândva iubită, așa adânc, așa gingaș, cum te-am iubit. Thank you.
Reunit, dar distanțați și cu mască echipați. Să vă aducem un cadou azi, în prag de anul nou. Muzică, păpuși, actori! Bucurii de sărbători! Sănătate și mult bine! Iar în anul care vine, să uităm ce greu a fost și să ne găsim un rost! Lumea să o îmbunăm puțin. Asta e tot ce ne dorim. Ba, ne mai dorim ceva. Doar iubire în lume fie. Sărbători cu bucurie!